sărăcie, foame și frig. Iohannis și Câțu au condamnat peste 70% din populația României la cea mai cruntă iarnă din ultimii 30 de ani. Iohannis și Câțu au ales să se poarte cu propriul popor mai rău decât dictatorul Nicolae Ceaușescu. Românii vor sta în beznă și frig pentru că acești irresponsabili și-au plătit din banii românilor funcțiile lor de la Congresul PNL. Peste 150 de milioane de euro din banii publici au fost dați mită pentru primarii PNL care l-au votat la Congres pe Câțu cu mâna la nas. Restul administrațiilor locale care au cerut disperate bani pentru încălzire, spitale și școli nu au primit nici pentru hârtie igienică. Aici a ajuns cinismul lui Iohannis și Câțu. Aceasta este România feudală. Iohannis vrea să fie stăpân peste un popor de iobagi. Orașele și statele vor îngheța la propriu. Nu vor mai fi bani pentru căldură. Spitalele și școlile nu vor avea cu ce să plătească aceste facturi. Creșterea explozivă a prețurilor la energie și gaze, fără nicio măsură de compensare, va face ca românii, firmele românești și instituțiile publice să intre în colaps. Partidul Social Democrat nu poate să accepte acest lucru. De aceea, vom depune plângere penală împotriva lui Câțu. Vom merge până la capăt. Românii nu trebuie să sufere pentru ca Iohannis și Câțu să se răzbune pentru că am dat jos acest guvern. Câțu a mai fost la pușcărie pentru beție. De data aceasta trebuie să se întoarcă acolo pentru faptele săvârșite împotriva propriului său popor. Sunt la această conferință cu doi colegi, cu președintele Consiliului Județean de la Dâmbovița și primarul municipiului Galați. Îl invit pe Corneliu Ștefan Primul și formă pe domnul Ionuț Puchianu. Vă rog. Domnul Câțu și-a plătit nota de plată pentru Congresul PNL. Domnul Câțu și-a plătit nota de plată pentru Congresul PNL din bani publici. Am auzit în ultimul timp foarte multe speculații de blat, dar domnul Câțu a demonstrat că este un jaf. Un jaf din banii publici, un jaf făcut de domnul Câțu și de Partidul Național.